Fain și Simplu. Prezentat de CEC Bank. Unii spun că sufletul este sinele. Eu cred că sufletul este acea entitate care menține funcționalitatea întregului corp. Dacă citești ce am scris eu în experiența morții clinice, dar vei vedea că ceea ce noi numim forță divină este o iubire. Este o imensă iubire. Toți spun că sunt primiți cu asemenea copleșitoare iubire pe care niciodată pe pământ n-au primit-o. Una dintre întrebări care mi-ai pus este asta. Putem noi să schimbăm lumea? Tu știi că poți să-ți proiectezi un copil înainte de a-l concepe? Eu mă ridic și plec. Poți să fii inginer genetic al propriului tău copil. Eu cred că copilul e un mic adult. Noi credem că el e un copil, îl tratăm ca pe un copil. În realitate, el percepe foarte bine lumea din jurul lui. Sunt convins că nu toată lumea de acord cu mine. Nu sunt copii la fel de buni cât îi credem noi. Și unii au tendința de a se impune celor care sunt mai slabi decât ei și de a-i batjocori. Și acum vreau să vă puneți următoarea întrebare. A cui voce din exterior a devenit vocea voastră interioară? Știm să fim prieteni, avem abilitățile astea și totuși nu știm să fim prieteni cu persoana cu care petrecem cel mai mult timp din viața asta. Cu noi înșine. Nu poți să cunoști fericirea dacă nu cunoști tristeța. Ne dați niște metode de îmbunătățire a stimei de sine? Trebuie să faci acel bine până la limita în care tu trebuie să subziști. Asta este extrem de important. Iată, deci, iubirea de sine. Absolut. Lidl susține conversațiile Fain și Simplu. Aplauze pentru cea care ne-a adus liniște și bucurie prin sunetul harpei. Aplauze pentru Daria Batschi. Suntem noi între noi, cu alte cuvinte. Mi-am dorit tare mult să repetăm conferința Fain și Simplu făcută în octombrie. A fost cineva în octombrie aici? Mi-a spus și în foaier mai devreme. Vă mulțumesc tare mult că v-ați întors. Și mulțumim tare mult Ateneului Român Filarmonicii, George Enescu, pentru că ne găzduiește în cel mai frumos spațiu pentru frumos din România. Vă mulțumim mult de tot. Ne-am dorit să fie o întâlnire a comunității și cred că dacă Ateneul Român ar fi avut 3.000 de locuri, 3.000 de oameni ar fi fost aici. Dar o să mai avem ocazia. Ce voiam să vă spun, în afară de mulțumescul de la început, vă sunt chiar recunoscător pentru că voi sunteți nucleul acestui proiect, care nu este altceva decât rezultatul vocii mele interioare. Și asta spun încă de la primul episod Fain și Simplu, să îți asculți vocea interioară și să mergi cumva pe drumul tău. Aș vrea să vorbim un pic despre ceea ce înseamnă vocea interioară. Pentru că cei mai mulți dintre oameni nu vor să-și audă vocea interioară pentru că nu e deloc plăcută, îi zgârie. Nu este o harpă, precum sunetele pe care le-a scos Daria mai devreme. Și vreau să facem un exercițiu, fiecare dintre noi. Să continuați propoziția, să vă răspundeți sinelui. Când fac o prostie, De obicei, lucrul pe care îl spun despre mine este că sunt. Ce vă spuneți voi? Vrea cineva să spună cu voce tare? O proastă. Să nu mai spuneți niciodată asta. Cine vrea să mai spună cu voce tare? Și eu îmi zic de foarte multe ori că sunt un dobitoc. Asta e vocea interioară. Mergem mai departe. Când am un succes foarte mare, lucrul pe care mi-l spun cel mai des despre mine este că pot mai mult. Știi ce îmi spun eu când am un succes mare? Nu te îmbăta cu succesul. Când sunt nervos pe cineva, lucrul pe care mi-l spun cel mai des este când vă înfuriați, cu adevărat. Ce spuneți? Nu te mai suport. Eu sunt de vină, a zis doamna din sală. Și acum vreau să vă puneți următoarea întrebare. A cui voce din exterior a devenit vocea voastră interioară? A lumii. Nu te îmbăta cu succesul. A mamei mele. E foarte interesant că, de fapt, vocea asta pe care noi o auzim nu e, de fapt, vocea noastră, nu e vocea noastră interioară. Pentru că vocea interioară niciodată n-ar putea să îți spună ești o proastă. E oglinda ta, până la urmă. Însă problema e atât de mare încât victimele, imaginați-vă victimele care ajung să-și iubească agresorul și să se urească pe sine. Atât de grav este. Însă vestea bună este că vocea interioară se poate schimba. Și asta încerc să fac prin podcastul Fain și Simplu, să aduc voci mai bune decât vocea mea interioară, decât vocea ta interioară. E important să, dacă vocea noastră interioară e de fapt vocea exterioară a cuiva din copilăria noastră sau din jurul nostru, a șefului, a mamei, a soției, a soacrei. E foarte important să schimb vocea asta exterioară cu voci mai bune, mai blânde, voci constructive, până când vocea lor va deveni vocea ta. Eu cred că unul dintre lucrurile care ne ajută pe noi ca ființe, de foarte multe ori, bunicii noștri ne-au învățat, sau părinții ne-au învățat să vorbim cu Doamne, Doamne. Pentru că vocea Fecioarei Maria, vocea lui Isus, sunt voci blânde, care nu te învață să te vorbești, în primul rând, de rău, care te învață iubire necondiționată. Și mai e ceva foarte de preț, prin care vocea interioară se poate schimba. Să ajungem să ne împrietenim cu noi. Mi se pare absolut ciudat că ne împrietenim mai degrabă cu străini, dar ne e foarte greu să ne fim proprii noștri prieteni. Și am auzit explicația asta undeva și mi se pare fascinant. Știți de ce nu putem fi prieteni cu noi? Pentru că noi suntem învățați că prieten înseamnă ceva din exteriorul nostru. Și cum să fiu prieten cu cineva care e în interiorul meu? Când e un prieten într-o perioadă grea, când trece printr-o vamă a vieții, când, nu știu, e în divorț sau a pierdut pe cineva drag, ce facem cu el? Îl consolăm. Îi spunem, sunt aici lângă tine, indiferent ce ar fi. De ce nu putem să ne spunem nouă lucrurile astea? De ce putem să le spunem prietenilor? Știm să fim prieteni, avem abilitățile astea și totuși nu știm să fim prieteni cu persoana cu care petrecem cel mai mult timp din viața asta, cu noi înșine. Și cumva ăsta e sensul întâlnirii, unul dintre ele, întâlnirii de astăzi de la Ateneul Român. Să ne împrietenim cu vocea noastră interioară, să nu ne mai să nu ne mai deranjeze. Nu e simplu, pentru că vocea interioară nu e o voce, un glas, o frecvență. Ați văzut, când erau mai mici, fetele mele, am fost la filmul Inside Out, ați văzut, Întors pe dos? Mi se pare unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată. E un film de animație în care o fetiță face ședință cu emoțiile ei. Și e atât de frumos descris acolo. Este fericire, este tristețe, este mânie, este dezgust și mai e ceva, a cincea. Cine? Frică. Asta e a cincea. De fapt, vocea noastră interioară e o ședință între cele cinci. Și știu că se vorbește despre emoții negative, emoții pozitive. Eu nu cred că există emoții negative. Eu cred că fiecare își are rolul la masa asta de discuție, la ședința asta pe care noi trebuie să o avem. Tristețea își are rolul ei, pentru că dacă nu ar fi tristețea, n-ai ști cum să te bucuri când necazurile i-au sfârșit. Fericirea îți dă tonusul pozitiv. Frica, până la urmă, e omenească, ne ține în viață. De altfel, e și o replică în filmul ăsta, Întors pe dos, foarte fain, în care frica zice: a mai trecut o zi. Pentru mine, faptul că n-am murit înseamnă că mi-am făcut treaba cu succes. Asta este frica. Până și mânia are rolul ei. Ați văzut oamenii care caută fericire, care fug după fericire și pare că societatea asta ne învață ca fericirea e singurul ideal în viața asta, o viață fericită. O prostie. Pentru că în filmul ăsta de desene animate, fetița de 11 ani se luptă cu treaba asta. Fericirea vrea să ia comanda la masa cu emoțiile și vreau să o scoată pe tristețe de la masa de comandă. Ce se întâmplă cu fetița? Ajunge să fie deprimată, să nu mai aibă chef de absolut nimic. Nu poți să cunoști fericirea dacă nu cunoști tristeța. Așadar, în ecuația asta complicată de astăzi, o să vă rog să ne avem unii pe ceilalți și să vorbim despre iubirea de sine, să vorbim despre iubirea de aproape și să vorbim despre cheia vieții, așa cum au spus mulți invitați la podcast, despre relații. Doamnelor și domnilor, începe Fain și Simplu la Ateneu, ediția a doua, și e bucuria mea, în aplauzele voastre, să-l invit pe scenă pe primul meu invitat, profesorul doctor Constantin Dulcan. Vorbi cam mult, nu? Deloc, nu? Ca de obicei. Sămâna doamnelor, bună ziua domnilor, avem în această seară plăcerea să ne întreținem timp de o oră și sperăm ca toată lumea să fie la fel de satisfăcută. Vă mulțumesc! Bine ați venit, domn profesor! Bine v-am găsit! Au rămas, față de ultima noastră întâlnire de la Ateneu Român, cred că au rămas multe lucruri nevorbite. Nu știu dacă ați auzit ce vorbeam mai devreme despre vocea interioară. Putem spune că ăsta e sinele? E vocea noastră interioară? Este indubitabil că da, dar vreau să spun altceva prealabil. Vă rog. Nu e o noțiune foarte bine lămurită în psihologie. Sinele. Am consultat mai multe dicționare, inclusiv și Dexul și pe Popescu Neveanu, care are unul dintre cele mai complexe și documentate dicționare, și Oxfordul. Deci, de fapt, prin sine înțelegem acea marcă interioară, acel ceva care noi, în clipa când vrem să ne evaluăm, privim în noi înșine. Este modul în care noi apărăm în fața lumii. Este simbolul nostru. Dar e dincolo de cuvinte. Jung, e interesant, singurul care l-am găsit în maniera asta definit, spunea așa, că noi confundăm eu-ul cu sinele. De fapt, eu fac o diferență între eu și creier. De pildă, spun creierului să tacă, tace. Spun creierul să vorbească, vorbește. Și atunci cine e? Eu sunt creierul sau creierul sunt eu? Realizați diferența? Deci Jung spune că eu aparține conștiinței în timp ce sinele inconștientului. Da, cred că este acel ceva de dincolo de cuvinte, de dincolo de definiții. Suntem noi cei în care în clipa când vrem să ne percepem. De fapt asta e, să aduci din profunzimile subconștientului, să aduci această impresie despre tine însuți. Cum te vezi tu în fața lumii? Și lucrul ăsta este extrem de important, pentru că ajunge la imaginea de sine. În momentul în care eu am o imagine despre mine, favorabilă, voi fi competitiv, voi vrea în permanență să nu fiu ultimul, să demonstrez lumii ceva. În primul rând, să demonstrez că și eu sunt ceva, că am o valoare în sine. Dar asta depinde enorm de mult de perioada în care noi creștem. Depinde de faptul dacă mama noastră ne-a iubit. Vedeți, un copil nu vede lumea de dincolo de el, vede doar pe mama. Lumea, universul este mama. Modul în care mama se comportă față de copil este impresia pe care el o va avea mai târziu. Noi spunem și cred că trebuie să dăm dreptate psihologiei că până la vârsta de 6-7 ani, Occidentul 6, că iau mai devreme la școală, la noi 7, până la această vârstă, copilul nu are discernământ. Și că el îți însușește tale coale, adică exact așa cum aude tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, credințe, obiceiuri și așa mai departe. Eu am puțin altă impresie, sau cel puțin gândindu-mă retro la cum am crescut eu. Eu cred că copilul e un mic adult. Copilul e un pic adult? Un mic adult. Noi credem că el e un copil, îl tratăm ca pe un copil. În realitate, el percepe foarte bine lumea din jurul lui. Eu mi-aduc bine aminte că universul meu era doar mama mea. Ceilalți frați, tatăl, erau anexe. De-a mea, în momentul în care eu am început să judec valoarea fiecare dintre ei, i-am evaluat la cu totul alt nivel. Și atunci am înțeles că sunt, de fapt, ceea ce tatăl nostru a vrut să facă din noi. Deci, cred că unui copil ar trebui să-i acordăm mult mai multă atenție, să-l privim cu mult mai mult înțelegere decât faptul că el e un copil care tot ce vede și face. De pildă, copilul e foarte revoltat dacă nu-i se face o bucurie, dacă nu este, nu-i se respectă o solicitare. Mi-aduc aminte de nepoțica mea. De ce vrei tu? Așa vreau eu. Și eu mă amuzam, evident, spuneam, dacă vrei tu așa, să fie așa ca tine. Deci, ei sunt foarte personali. Copilul are o personalitate foarte accentuată, mult mai mult decât o are ulterior, când începe să judece și să vadă lumea cu alți ochi. Deci ne naștem cu stimă de sine favorabilă. Fără, da. Stima de sine, după vârsta de 6-7 ani, ne-o dau de fapt și ceilalți, mediul în mijlocul căreia creștem. Aici are importanță foarte mare. În primul rând, cum ne văd părinții? Aceste insinuări, aceste... Vedeți, noi n-am avut educație civică în sensul ăsta că un copil nu trebuie să fie frustrat în impresia despre sine. Expresii de genul, ești netot, nu o să ajungă nimic din tine. Eu aveam un coleg evreu, care e cel care a transmis de pe lună prima țară pe lună, nu? Prima coboră pe lună, și el avea o fată. Tot timpul, era coleg cu mine de la facultate, tot timpul spunea, fata mea e cea mai deșteaptă. Indiferent că e sau nu, dar el îi dădea copilului acea ambiție competitivă, eu trebuie să fiu competitiv în lume. Contează enorm de mult. Al doilea lucru, impresia de noi o formează cei din jur. Vreau să spun un lucru care mie mi se pare extrem de interesant. Nu toată lumea e la fel de bună. Sunt oameni Ori ca să se distreze, să se amuze pe seama ta și te ignoră, sau se amuză pe seama ta, dar foarte mulți, prin amuzamentul, vor de fapt să se releve pe sine. În momentul în care tu diminui pe celălalt, atunci ai sentimentul că e deasupra ta. Ori asta i-aș vrea să spun tuturor copiilor și părinților din lume. Copilul, fără îndoială, nici vorbă de pedeapsă fizică, de bătaie sau mai știu eu ce. Dar el trebuie să învețe următorul lucru la vârsta la care este dependent de mama. Că în viață sunt lucruri care sunt permise și lucruri care nu sunt permise. Odată am fost invitat la o conferință, n-are importanță unde, de un tânăr. Și zic, de ce m-ai invitat la conferință? Am să spun ceva. Părinții, tatăl meu a avut întotdeauna posibilități deosebite. Mie nu mi-a lipsit nimic. Făcuse o facultate. Dar în clipa când am început serviciu și am văzut că o să întreagă de oameni nu sunt la dispoziția mea, abia atunci am înțeles că viața înseamnă și da și nu. Asta înseamnă pregătirea unui copil. Când nu toate lucrurile sunt, din mai multe motive. Una, nu există o posibilitate ca să satisfacă toate dorințele. La doilea rând, nu sunt dispus să satisfacă toate dorințele tale. Câți ani are nepoțica dumneavoastră? Ei, acum are 15 ani. Și când era mică, dați-mi un exemplu. Mi-ați dat un exemplu de da, dați-mi un exemplu de nu. Când era mică, la 4-5 ani, ea avea o personalitate foarte prezentă și ce vrea, aia atât se face. Și dați-mi un exemplu de nu, când i-a zis nu. A, păi nu... De pildă, eram la Sinaia și ea vrea mereu să iasă pe balcon. Nu ai voie acolo. Și la un moment dat, cât era de mică, îmi spune, de ce nu mă ași? Să știi că eu nu pot, n-am loc printre vergelele de la balcon. Ea judecase. Lucrul ăsta mi s-a părut extraordinar. Nici nu mă așteptam măcar că ea evaluase dacă ar putea să cadă sau nu. Păi și vorbim despre discernământ? Eu cred că e doar o teorie, că discernământul nostru nu este decât după vârsta de 7 ani. Eu cred, încă o dată, repet. Stați un pic, asta e una dintre teorii. Se spune că discernământ... Eu țin minte de când eram în brațele mamei, ce vrei mai mult? Și țin minte când mama m-a luat de mână, că la un moment dat, ori că oboseam, ori vream eu, că era pieptul mamei cald, să mă ia în brațe. Și făceam acest gest pe care fac toți copiii și m-am întrebat ca adult, cine i-a învățat pe copii să facă lucrul ăsta, să ridice mâinile în sus, în față? Aia înseamnă ia-mă în brațe. Iată că și copiii, este un simbol, evident, și copiii gândesc în simboluri. Dar nu cumva, dincolo de discernământ, nu cumva e mai degrabă instinct de supraviețuire, gestul, replica nepoțicii dumneavoastră? Uite, eu am făcut așa o evaluare a tuturor calităților cu care ne naștem. Sunt două teorii aici. Când ne naștem cu creierul tabular, asa alb, și din potrivă, că ne naștem cu anumite însușiri. Nu e adevărat că nu avem nimic în creier în momentul când ne naștem. Noi ne naștem cu acele funcții pe care nu ne poate nimeni învăța. Primul lucru este simțul subtului. Acea incitare a buzelor ca el să poată să hrănească. Păi ce s-ar întâmpla dacă acest copil nu ar... A doua, este simțul agățării. Al treilea, toate funcțiile lui sunt dincolo de voința lui. Dar cineva pune în noi toată acea inteligență prin care noi putem să fim atunci când nu știm să cerem. Asta e genetică. Absolut. Deci, repet, sunt teorii, mai ales în antichitate. Nu ne naștem fără nicio informație. Dimpotrivă, venim pe lume cu acele informații în mintea noastră care ne sunt necesare în momentul în care noi nu știm să cerem, nu știm să comandăm. Mai e un lucru. Noi în prima copilărie avem două volume de neuroni și în primii 2-3 ani, prin informația pe care o vedem în mediu, pierdem o parte din neuron și rămânem cu neuronii cu care vom funcționa de-a lungul vieții. E un lucru aici extrem de interesant. În funcție de iubirea, sentimentul pe care mama îl are față de copil, copilul ăla se dezvoltă normal sau nu. Un copil care se dezvoltă normal, învață că lumea este bună. Un copil care dimpotrivă e părăsit, este pedepsit, este ignorat. El crede că lumea e rea. Și în opinia mea se întâmplă două lucruri. Dacă e un tip solid, în clipa când ajunge în fața adulților, lovește. Dacă e un tip mai dimpotrivă, fără o forță deosebită, rămâne cu complexe de inferioritate. Oricum ar fi, un copil trebuie crescut normal și, repet, copilul trebuie să știe că în viață sunt lucruri care sunt permise, dar și lucruri pe care nu le poate avea decât dacă el face un efort să, ajungă la acel ceva. Este foarte important lucrul ăsta. Domnule profesor, vorbim despre imaginea de sine și apoi o să ajungem și la iubirea de sine. Hai să ne punem o oglindă în față și fiecare dintre noi. Și aș vrea să-mi spuneți, când punem o oglindă în fața noastră, a fiecăruia, în câte feluri ne vedem în afară de fizic? Păi, este un eu social, cum sunt eu apreciat în lume. Este un eu emoțional. Mă emoționează în clipa care discut cu ceilalți, cu semenii mei. Este o evaluare și a posibilităților tale. Să luăm o clasă. Un copil în care profesorii îl ignoră, să-i spune că este leneș. El poate să nu fie leneș. E unul din actorii noștri care îl amuză perfect toată lumea și el povestește că la vârsta aia, copilărie, avea destul de multe defecte și nu credea în sine deloc, decât la un moment dat unul din învățători le-a spus: tu ai să ajungi un om mare. Asta l-a motivat. Deci, noi trebuie să motivăm copilul, indiferent la ce nivel de posibilități are. Dar e suficient în dezvoltarea unui copil, adolescent, e suficient să întâlnească, în afară de părinți, care să-i dea încredere. Colegii, societatea, sunt mai multe elemente. Dar e suficient să întâlnească o singură voce din exterior, că vorbeam de vocile din exterior, care să-i spună: ești bun la asta, fă asta. Am înțeles cum i-a zis actorului, profesorul? Am înțeles ce mă întrebi. Adică suntem mai receptivi la rău decât la bine? Ei bine, în tot răul ăla în care îl întâlnim noi, eu aș spune că oamenii nu sunt răi. Mai degrabă vor să se distreze, să se amuze pe seama ta. Mai ales la vârsta asta în care expresia ludică este mult mai prezentă la nivelul nostru. Când ești adult, lucrurile încep să înțelegi viața la alt nivel. Dar uneori, în tot răul ăsta, o încurajare contează enorm de mult, enorm de mult. Eu am avut șansa, doi profesori, învățători, care m-au înțeles chiar și atunci când greșeam. Ulterior mi-am dat seama că laudele lui, eu nu le meritam, dar el a făcut asta să mă încurajeze și ca eu, pur și simplu, să mă depășesc pe mine însumi. De fapt, despre asta este vorba. Viața nu ne dotează pe toți la fel. Și spun următorul lucru, din experiența mea. Eu am avut șansa să fiu de-a lungul activității mele de mai mult șef decât subaltern, să spun așa. Ei, contează enorm, enorm de mult. Prima oară când am fost șef, aveam 31 de ani și întrebarea mea a fost următorul lucru. Eram singur. Ce trebuie să fac eu? Deci, îți alegi oamenii. Alege un om foarte inteligent, dar îndărătnic. Nu vreau să fac asta, nu vreau mușchii mei, cum i-auzi pe mulți, nu faci nimic cu el. Am sezizat că într-un serviciu, chiar dacă ai un om cu o minte modestă, dar cu o intenție foarte bună, un om politicos care îți răspunde, el, tu, ca șeful lui, poți foarte bine să-l ajuți să ajungă la nivelul celorlalți și ți este de enorm mai util un om care are o bună voință decât unul care e recalcitrant, dar e inteligent. Avem noi un prieten care îi spune acestui tip de oameni, cu care cred că fiecare dintre voi ar vrea să lucreze: antrenamentul bate talentul. Absolut, absolut. De-aia am spus că ați lua un om comod, un om de bun simț. Aici eu spun că bunul simț bate inteligența. Haideți să ne întoarcem la oglinda asta. Deci a spus că ne vedem fizic, social, emoțional. Emoțional și... este apare comparația între tine și ceilalți, care este extrem de importantă. Aici se întâmplă două lucruri. Dacă, să spunem, ai un chip mai bine reprezentat din punct de vedere anatomic, frumos, hai să spunem mai direct, și ești cultivat, aceste calități anatomice sunt cultivate, există riscul ca tu să capeți un hiperego și să te înțelegi cu, mult mai puțin cu ceilalți. Un om care este încrezut este acceptat de foarte puțină lume. Din potrivă, dacă ești mai modest și tu înțelegi că în raport de ceilalți trebuie să faci efortul să compensezi ceea ce nu ai din punctul de vedere al zestei anatomice, ești mult mai câștigat decât ceilalți. Deci asta cu modestia este pentru proști? Eu nu spun proști. Un om care ajunge într-un serviciu nu poate să fie prost. Poate să fie mai modest înzestrat. Sunt oameni cu memorii foarte bune, memoriile mai puțin reprezentate. În niciun caz nu e un prost. Sau nu putem vorbi despre asta. Dar dacă tot ai spus lucrul ăsta, știi ceva? Să nu le spuneți. Ascultă. Ascultă. Știu că sunt... Sunt oameni care într-o altă dimensiune sunt foarte inteligenți, pot să fie geniali. Dar el vine în dimensiunea asta să experimenteze postura unui debil mental. Ceea ce noi aveam această tendință de a-l ironiza, de a-l stigmatiza, a-i tâmpite, etc., etc. El nu. Ei nu. Omul acela a voit el să fie. Pentru că viața nu putem discuta numai negru și alb. Viața este cât se poate de complexă. Așa cum venim pe lume cu lucruri care suntem înzestați de la natură și restul trebuie să le obținem noi, la fel, în momentul în care noi suntem în lumea asta, apare această comparație. Comparația poate fi favorabilă sau nefavorabilă. Eu spuneam și la conferința de la Constanța că prima lecție pe care își dau copiilor ar fi asta. Respecte pe ceilalți care sunt mai puțin ajutați decât tine. Unul poate să aibă un defect fizic. Lui el trebuie să le spună, copiii ăștia, într-o altă modalitate de interpretare, de înțelegere, sunt frații tăi. Respecte ca frații tăi. Trebuie să vă spun, ne pare rău, nu ne pare și sunt convins că nu toată lumea de acord cu mine. Nu sunt copiii la fel de buni cât îi credem noi. Și unii au tendința de a se impune celor care sunt mai slabi decât ei și de a-i batjocori. E incredibil. Era următoarea mea întrebare. Fiul meu, când a plecat la școală, i-am spus următorul lucru. Spune-i mulțumesc Dumnezeu că ai două mâini, două picioare, doi ochi. Dacă un copil are un defect, apără-l. Nu te asocia cu celălalt să-l batjocorești. El, în handicapul lui, are destul de multă amărăciune în suflet. Nu-i adăuga și tu. Nu-i crește. Lucrul ăsta, mie mi se pare că este extrem de important pentru educația unui copil. Hai să vorbim sincer, nu știu dacă o să le placă tuturor subiectul ăsta, dar da, și eu cred că, deși nu poți să-i acuzi, să-i judeci, copiii au multe momente când sunt nedrepți, răi, cum zicem noi, deși nu știu dacă există bine sau rău. Am văzut copii crescuți cu iubire, cu educație aleasă, care atunci când văd un copil care arată altfel, tind să îl dea la o parte, dintr-o gașcă, să-l ironizeze, să-l dea de el. Deci, de unde vine răutatea asta a copiilor? Momentele alea de... Știi, asta se numesc scoalia. În momentul când ni se dă o calitate a minții, să spunem inteligența, că înseamnă capacitatea de a te descurca în viața. În viața fiecare dintre noi există problema de a te descurca, de a ști să faci lucrurile. E o diferență între conștiință, a ști, și între a te adapta unor lucruri. Deci contează enorm de mult modul cum te raportezi tu la ceilalți. Copiii pot să aibă și elemente bune și mai puțin bune. Uite, bunica, când se ducea la fetița noastră când era mică, se ducea dimineața și cumpăra, să spunem, pâine. Când pleca, își lua una acasă, nu rămânea lor. Ei, află că ea vedea, încă nu vorbea. Vedea, se ducea și lua pâinea din mână de unde acolo, să o ducă înapoi. Ea avea sentimentul că aceea aparține lor. Pentru că ea nu înțelegea că cineva poate să facă de două ori lucrul ăsta. Sigur că are și momente bune. De aceea eu cred că într-un copil noi trebuie să încurajăm acele elemente care sunt mai slab reprezentate și trebuie să cultivăm spiritul moral, respectul pentru ceilalți. Una din întrebări care le-am mai pus este asta: putem noi să schimbăm lumea? Păi, mie mi se spune de către sociologi, majoritatea, că noi trăim într-o vale a plângerii. Oricum, în momentul în care observi că aproape de noi se petrec evenimente care putea oricând să ne spulbere, noi nu înțelegem un lucru care pentru mine este foarte clar. O înfruntare la mijloacele de distrugere care le avem în clipa de față înseamnă anihilarea vieții pe pământ. Dumneavoastră să înțelegeți ce vă spun eu acum? Eu mi-aduc aminte în preliminarele celor de-al doilea război mondial. Păi lumea la fel se distra, dansa, nu interesa. Și numai peste puțin timp au început lagările și toate mizerile care le-a trăit lumea în cel de-al doilea război mondial. Zicând că asta nu se poate întâmpla pe pământ. Pentru că noi suntem acum pace, suntem aici, toți ne înțelegem unii cu ceilalți și ni se pare că cine ne deranjează pe noi? De fapt, eu nu pot să înțeleg următorul lucru. Eu am făcut și neurologie și psihiatrie, dar mărturisesc că nu mă duce mintea, nu pot să înțeleg cum unii vor toată viața lor se luptă să facă ceva pentru semeni, că de fapt ăsta e sensul existenței. Viața de fapt este o căutare de sensuri, tot timpul trebuie să dăm sensul lucrurilor, adică să ne întrebăm de ce, acel ceva pentru care trebuie să-l facem bine sau rău. Totul se înscrie în, bine, în sensul bine sau rău. Dacă mergem la unii sociologi mai vechi ca Thomas Hobbes, care vorbește de răutatea din om, războiul tuturor contra tuturor, sau homo homini lupus, care de fapt vine din antichitate, dar la Rousseau care dimpotrivă. Rousseau zice, foarte interesant, era din Geneva, Aristotel, frumoasă pe o insulă. Îl vizitează pe Didro, unul din mari enciclopediști. Didro scrisese ceva rău la adresa iubitei unui ministru și a dat câteva luni de pușcărie. Și el îl vizitează și atunci realizează că uite, prietenul meu, un tip deștept, scrie atâtea volume la enciclopedie, dar cu toate astea, societatea îl pedepsește. El zice, omul se naște normal, dar societatea este cea care pune lanțuri. Mai spune un lucru care nu sunt de acord. Orice om simplu, mă rog, ia o regiune, Șovan, orice cioban din Șovan, dacă este instruit, ajunge în Voltaire. Am scris asta. Doar dacă are zestrea intelectuală a lui Voltaire. Nu suntem egali. Înțelegeți? Deci, dar, indiferent ce ar fi, ca unii, eu pe vremea când eram la școală, învățam o poezie, o și știu acum, dar n-are importanță. Dar sunau așa, la masa verde față în față, cer unii moarte, alții viață. Și eu mă întreb, când sensul existenței este doar bine celuilalt, hai să înțelegem un lucru, mereu încerc să explic. Dom'le, pâinea care am mâncat la micul dejun, poate că e făcută de cel pe care noi cu mașina începem să-l insultăm, etc., sau devenim mult mai agresivi. Dom'le, haina asta n-am făcut-o eu. Nimic din ceea ce sunt bunurile de care dispun, nu le-am făcut noi. Eu am responsabilitatea să fac pentru ceilalți acel bun pe care și eu pretind lui să-mi facă la fel de aceeași calitate. Această reciprocitate. Bun, nu le place multora religia, nu le place faptul că Iisus spune ajută-l pe celălalt, deși vreau să vă spun că am fost recent a doua oară în Japonia și ei au același slogan, ajută-l pe celălalt, pentru că așa se închide cercul, de eu te ajut pe tine și la rând ajungi fiecare. Deci, mi-e greu să înțeleg din punct de vedere mental cum unii oameni pur și simplu se luptă și toată viața lor o pun în slujba și a lui și a celorlalți, pentru că tot ceea ce fac pentru ne fac și pentru ceilalți. Iar alții pur și simplu nu vor decât moarte. Este imposibil să înțeleg lucrul ăsta. Probabil că am încă nevoie să mai pun ceva în creierul ăsta. Aș vrea să ne întoarcem un pic la stima de sine și ce am înțeles din prima parte e că enorm de mult contează cum ne văd alții în formarea stimei de sine. Este foarte importantă imaginea despre sine, pentru că cu aceasta, ăsta e pașaportul nostru, emblema noastră, este cu ceea ce mă prezint eu în fața lumii. De aceea, uite, nu trebuie neapărat să ai înalte studii. un om care e portar la o instituție, să spunem la o școală, dacă el își face datoria corectă, el este la fel de plăcut în altă dimensiune. Eu cred, alții sigur că mă vor critica, există două dimensiuni în care trăim. Este dimensiunea asta fizică, aici noi suntem persoană fizică, și este dimensiunea spirituală de dincolo din care venim. Hai să o numim, ca să fim mai aproape de știință, câmp cuantic. Câmp cuantic eu asimilez cu subconștientul. Deci, pe două lucruri discutăm. Este intenția sau voința de a face ceva și capacitatea mea de a-i conferi o energie acelui lucru. Pentru că tot ceea ce facem înseamnă energie. Ori la nivel de câmp cuantic, de profunzimea lucrurilor, hai să nu folosim termeni care o să nu fie înțeles toată lumea. Deci în profunzimea lucrurilor există o infinitate de posibilități. Asta e ceea ce se întâmplă la nivel de subconștient. Eu, prin mintea mea, aceste posibilități sunt la mod latent, nemanifest. Ei bine, prin mintea mea, eu am capacitatea să activez una din aceste infinite posibilități. Una care este favorabilă mie, în funcție de capacitatea mea de interpretare a lucrurilor, în funcție de cultura mea și mai ales în funcție de interese. De ce doi oameni care sunt în tabere ideologice diferite, unii văd alb și alții negru? Aceea e realitatea. Spuneam că atunci când a fost reușită acea performanță, oaia Dolly, copia ei, a venit cineva de la televiziune să-mi iau interviu. Acum e plecată până America. Și zice, vai domn profesor, zice, vă imaginați din clipa de față, zice, o să creăm după voință Einstein? Și eu spun, nu, doamne, vai, cum? Nu înțelegea. Doamnă, cel care va dori să facă un Einstein, va face și un Hitler. Pentru că poți să faci și binele și rău. De aceea este extrem de importantă educația pe care o primim. Și în primii 7 ani, dar eu întreb, am fost invitat și la școli să țin conferințe. Toată lumea pune, acuză școala, acuză părinții. Dar întrebarea mea este, pe educatori, cine educă? Ne întrebăm dacă cel care cerem noi să educe, el însuși este educat? Ei bine, eu cred că ăsta e capitolul de cultură generală. Asta ar trebui să o facem fiecare. Repet, nu toată lumea trebuie să fie medic, să fie inginer, să fie savant. Ba dimpotrivă, eu cred că frumusețea vieții stă în tocmai faptul că este o atâta diversitate în această lume și că fiecare în locul în care e el, pur și simplu, dacă și-ar face datoria așa cum trebuie, toată lumea ar fi fericită. Se spune următorul lucru. Evident că societatea noastră e plină de stres. Nu, este exclus, nu? Ți se îmbolnăvesc părinții, copiii, etc., etc. E bine, dacă noi am evitat cel puțin răul care este dependent de noi, omul ar trăi cel puțin 140 de ani, spun japonezii. Și Niculina Gheorghiță. Deci, este extrem, dacă noi am eliminat acea răutate din noi, dacă noi am fi cât se poate de atenți cu cei din jurul nostru, de ce să ne supărăm? Domn profesor, că de-aia sunteți dumneavoastră acolo și eu aici. Eu la întrebări și dumneavoastră bine, la răspunsuri. Ne dați niște metode de îmbunătățire a stimei de sine? Că înțeleg că este vitală și în dezvoltarea, evoluția personală, dar și socială. Dacă am avea o lume plină de oameni cu stimă de sine, binele ar dăinui spre deosebire de rău. Dragul meu, noi funcționăm pe două registre. Registru cognitiv. 2 și cu 2 fac 4. Există însă lucruri pe care noi... Să plec altfel. Registru cognitiv 2 și cu 2 fac 4. Dar există și un subconștient în care nu există discernământul 2 și cu 2 fac 4. Este regula terțului exclus sau inclus. Poți să facă 10, 100. E bine, tot ceea ce îi dăm noi, ceea ce îi insistăm, deci ne facem un model de viață. Că iau modelul tău, că împrumutăm un model al unui personaj, al unui erou. În antichitate, de pildă, erau eroi de pe atunci. Plutarh, de pildă, a scris vieți paralele și foarte mulți dintre cei care și-au depășit condiția, îl citează, l-au citit pe Plutarh. Îți dau un exemplu unui mare orator, Demostene. Era un peltic. Și el vrea să ajunge cu orice preț oratorul. Un orator înseamnă să ai expresie clară, etc. Și ce crezi că a făcut? S-a dus la malul mării, lua pietre în gură și încerca să acopere zgomotul valurilor, să se antreneze. Și a ajuns unul dintre cei mai mari oratori ai timpului. Deci, contează foarte mult și modelele pe care le dăm. Dacă noi am spune unui copil care învață legi și matematică, istoria acelui om, vă dau un exemplu. Electricitatea datorează enorm de mult lui Faraday. Dar Faraday era fiul unui fierar, englez. Fierar. Baros, fier, etc. Maică Faraday era un copil foarte fierav. Și tatăl lui a zis, ce să facă el, dacă îi dă meseria lui ăsta cu barosul ăsta, nu o să poată descurca. Și l-a pus legător, l-a învățat să lege cărți, adică l-a trimis la legătorie de cărți. Maică Faraday nu era un timp prost. Și a citit toate cărțile pe care le lega. Și la vremea era Societatea Științelor Naturale, un tânăr David care se ocupa de știință. Și ăsta îl întreabă, n-ați vrea, n-aveți nevoie de un om să vă spele vasele, reprobete, toate lucrurile astea? Ba da. Ei, acest Faraday care și-a făcut cultura legând cărțile, pur și simplu începe să dezvolte treptat electricitatea. El era membrul societății și publica observațiile lui Faraday. Și la un moment dat a zis, domnule, dar de ce vii tu? Lasă-l pe el să ne aducă, să ne spună descoperirile lui. Zice, da, dar nu știe matematică. Că așa și era. Și atunci, legile astea ale lui Faraday sunt ulterior stabilite, dar pomădata Academiei Engleză îl ironizau. Că asta e cârja lui Faraday, adică lipsa de pregătire matematică, e un fel de cârjă pe care te sprijin ca să poți merge drept. Ei bine, după aceea când, iată, ce nu-i curent, nu stăm la lumina asta, comunicări, tot ce vrei, toate lucrurile astea țin de electricitate. De fapt, eu am sezat următorul lucru, că știința începe din lucruri extrem de mici. Unul observă ceva, vine altul și adaugă și adaugă și ne trezim la nivelul ăsta. Faceți aminte că primele mașini erau cu foc, cu cazane, până să ajunge la pistoane, la motorină, a fost o distanță. Toate lucrurile încep greu. Dar mai mult decât asta, dau exemplul lui Newton. Newton era fiul de fermier, pe românește țăraș, de la câmp, nu? Și dovedește foarte mult ale matematică. Merge la Cambridge, profesorul, pe vremea aia, un profesor nu avea voie să se căsătorească și nici nu se ocupa o catedră decât dacă locul era liberat. Și profesorul lui l-a văzut atât de dotat încât pur și simplu i-a dat locul. A venit ciuma, a plecat din nou la țară. Apropo de exodul de la țară la oraș, eu cred că dacă mai vin multe pandemii de-astea, cam toți o să fugă din nou la țară. Și după un an, profesorul se duce la el, la țară, și zice, dragul meu, zice, teoria ta cu gravitația, să știi că o discută foarte multă lume, dacă tu nu o scrii imediat, pierzi. O scrie în latină, imediat. Voltaire avea o prietenă, Madame Châtelet, și scrie o carte, Newtonismul, pentru înțelegerea idioților mei prieteni. Adică, așa s-au făcut lucrurile, adică din puțin în puțin. Dacă noi am învățat, uite de pildă, noi astăzi facem chirurgie, pătrundem în abdomen, operăm, dar știți că unul dintre cei care făcea disecții, luând oamenii homeless din parcuri, este ars pe rug? Dacă ar spune că noi prețul la asta de a ști să facem chirurgie, de a vă dați seama ce însemna câte urgențe abdominale oamenii nu știau să le facă. Și știți că chirurgia a început cu frizerul. Am la spare? Dar câți oameni au fost torturați până la succesul chirurgiei? Adică, unii și-au riscat viața pentru procesul. Dacă copiii ar ști că toate aceste lucruri pe unii a costat viața, au fost sacrificii imens de mari, atunci probabil că noi ne-am însușit mult mai ușor acele noțiuni. Cel puțin mie mi se pare că orice lucru dificil, greu. Eu spuneam studenților mei următorul lucru. Când citiți, 1. Nu memorați cuvintele mele. Eu am o experiență, am un limbaj făcut de termen medical, voi nu puteți să aveți. Dacă gândești în fața unui profesor, dacă te gândești cum am spus eu, n-a să știi. Folosește-ți termenii tăi. 2. Folosește totdeauna alături de registrul cognitiv și cel afectiv. Afectivul este cel care dă energia. Deci, asta înseamnă, folosiți culori, faceți scheme, să vă placă, să vezi acea schemă unei lecții ca să te atragă. Sau, sunt adeseori întrebat, dar ce să facem noi să scăpăm de stres? Că dacă, cum am și spus, nu poți să eviți stresul, e vrând, asta e viața. Să te lovești de cineva. Ei, intrăm aici în trendul de reziliență. Asta înseamnă, dacă eu știu că certându-mă cu cineva, încerc să-l înțeleg pe el, domnule, poate că era obosit, poate că nu era iritat, era nervos, hai să trec peste lucrul ăsta și să încerc să-mi revin la normalitatea, pentru că ce înseamnă stres? Înseamnă punerea în acțiune a o serie întreagă de reacții biochimice care să vă compenseze șocul avut, emoțional, traumatic, etc. Deci, eu spun tot lucru. Nu există în viața fiecare dintre noi să nu fie un eveniment fericit. Că ai iubit, că te-ai căsătorit, că ai câștigat nu știu ce premiu. Adus în minte, în locul acel eveniment care te frământă, care te menține. Ce înseamnă stresul? Să frămânți, să luminezi, cum spunem noi în termen medical, acel rău care ți s-a produs. Ori asta înseamnă în permanență ca tu să descarci pe celulele tale o biochimie negativă. Deci noi plecăm de la energie, informație. Informația este cea care dă formă lucrurilor. Asta o spune Max Planck, un lucru cel care botează fizica, termenul de fizică cuantică. El spune un lucru, în 1944 la Florența era o întâlnire a oamenilor de știință și zice următorul lucru. Ca om care toată viața mea m-am ocupat de cel mai concret dintre lucruri, materia, pot să afirm că particulele care formează nucleul atomic, cel care stă la baza întregului univers, cărămida de baza universului, sunt întreținute într-o permanentă mișcare de o mare minte, o mare inteligență. Ele a zis mintea materiei sau inteligență? Eu am spus inteligența materiei, fără să știu la vremea respectivă, că eram la vremea când cortina de fier funcționa. Nu erați în vremea în care Mihai Morar se năștea, pentru că inteligența materiei a apărut exact serios, în anul așa de tineri amândoi? Cum? Așa de tineri suntem amândoi? Așa de tineri, da. Mă bucur. Suntem prea serioși, nu? La cererea domnișoarei din rândul 2, să mai glumim din când în când, domn profesor. Da, eu n-am spus de altfel. Dumneavoastră sunteți spiritual, cu mine e problema, eu sunt prea serios, așa mi se spune acasă. Lasă, nu fii modest, că știu. Întrebarea de la care am plecat era asta. Cum putem să ne cultivăm? Ne întoarcem la asta. În primul rând să ne propunem numai lucruri care conțin afirmație, nu negație. Se spune pe Napoleon că termenul nu exista pentru el. Ce înseamnă afirmația? Afirmația înseamnă angajarea unei energii, ceea ce este extrem de important. Să spunem, dacă spui, nu pot să fac acest lucru, nu o să-l poți face, pentru că subconștientul preia. În subconștient este o inteligență infinită. Dacă noi, și cred că va... Da, dar dacă altcineva îți spune, nu o să poți să faci lucrul ăla, atunci tu vrei să-l faci. Te ambiționează. Deci, este extrem de important lucrul ăsta. Noi avem, deci, un segment, o structură, care este ecoul Universului. Deci, la nivel de subconștient, este o inteligență infinită. Apropo, știți ce spunea Einstein? Că prostia și infinitul n-au limite. De infinit încă mai mă îndoiesc. Deci, la nivel de subconștient este o inteligență infinită, este inteligența Universului. Și spuneam că dacă omenirea găsește înțelepciunea să depășească acest moment dificil în care ne aflăm, al unui război mondial în care însemna stingerea vieții pe pământ, pe Terra, și pământul ar deveni din nou un bulgăre de foc, așa cum s-a descris acum 3,8 miliarde de ani. Dacă găsim înțelepciunea să-l depășim acest moment, e bine, eu cred că evoluția ființei umane nu se va face să-i crească 12 degete și 5 picioare, ci pur și simplu evoluția ființei umane nu se va face decât la nivel de creier. Adică va crește imens de mult capacitatea noastră de a percepe, de a interpreta lucrurile. De fapt, știți ce ne desparte de dimensiunea pe care o numesc spirituală sau hiperspațiu? Nimic, un spațiu. Se zice că de la 1,5 metri în sus e lumea de dincolo de noi. Adică nu ființa noastră fizică. Să ne înțelegem un lucru. Știu că nu toată lumea vrea să mă înțeleagă. Noi suntem o ființă fizică, dar suntem constructul unei entități spirituale, care avem o experiență spirituală și nu suntem un spirit care trăim fizic. Deci noi suntem structurați de o experiență fizică. Psihicul nostru este și biochimie. Dar una din întrebările care mi s-au pus la unele conferințe: de ce ființa umană e singura care a evoluat și celelalte antropoide nu? Hai să plecăm de la întâmplare. Ce să spunem despre întâmplare? Că noi suntem rezultatul întâmplării. Bun. Dar și Universul? Că dacă admitem la nivel de viu că este lupta între specii și că una învinge pe cealaltă și cea care învinge se perpetuează mai departe, nici în asta nu cred. Asta însemna așa că eu am învățat matematică și fiul meu nu mai trebuie să mai învețe, că i-am transmis eu prin genă. Ori nu e adevărat. El trebuie să se chinuie ca și mine. Apropo de regnul animal, există alte vietăți pe pământ, în afară de om, care au stimă de sine? Da. Orangutanul și cimpanzeul. N-ați văzut un cercetător din ăsta care era în jungla, scapă în apă. Și un orangutan întinde una și se scoate din apă. Doamne, are logică. Uite, apropo de asta, de savanți. Păi stați un pic, asta e iubire de aproape deja. Dați-mi voie. Tot timpul citesc și lucrul ăsta mă deranjează teribil. Animalele nu știu ce fac. Ele sunt instinct. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Animalele au logica lor. Numai că omul este singura ființă care i s-a permis luxul de inteligență, în timp ce celelalte specii nu li s-a dat decât atât cât le este lor necesar pentru a-și îndeplini propria sa misiune. Misiunea unei specii este aceea a hranei și reproducerii. Uite o experiență făcută de un academician, Pora, la Cluj. Pe un platan de microscop se pune un infuzor, îl găsește în apă de fân. Și în fața lui se pune picătură de cerneală, care e alcool. Ei, în drumul lui era această picătură cerneală care evident l-ar fi ucis pentru că precipită proteinele. El l-a ocolit. Pe acolo nu e minte. El a știut să evite pericolul. Nu e o gândire. Încă o dată. Tot ceea ce este viu are o inteligență. Și un dram de disponibilitate de a decide propria lui soartă. Uite, vă dau exemplu de cârtiță. Cârtița n-are ochi, stă pe desubt. În habitatul ei își adună ca să hrănească râme. Și acolo nehrănind, evident că ar muri, și ca să le menține viu, ce face? Ea știe că în al patrulea inel este ganglionul care permite să fie vie. Pe el îl înțeapă, nu moare, rămâne vie. Și ea se hrănește cu conservă vie. Vreau să realizați că acolo e minte. Există o specie de vie, spegide se cheamă, care își depun ouăle într-o altă insectă, mai mică. Când din ou eclozează și se naște puiul, el începe să hrănească cu conserva vie, adică cu acel. Dar pentru asta ea știe să înțepe acel ganglion care imobilizează. Eu sunt medic, dar nu știu. Deci dumneavoastră spuneți că speciile astea au primit atâta minte cât au nevoie. Absolut, pentru propria sa finalitate. Bun. Atunci și omul a primit atâta cât are nevoie? Nu. Omul este singura ființă care s-a permis luxul inteligenței. Altfel n-ar fi apărut nici avioane, nici mașini, nici. Deci, grație minții... Nu credeți că ne-am depășit? Sau sunt momente în care ne depășim rolul nostru? Fără îndoială. Asta spune și Einstein. Vai și amar dacă tehnica va depăși mintea umană. Dar uite, apropo de creier. Noi avem 1350 de grame. Elefantul, creierul. Elefantul are 4 kg, balena 7 kg. Dacă ar fi un raport direct proporțional între dimensiunea creierului și inteligență, cel mai inteligent ar trebui să fie balena. Ori nu e așa. Nu e așa. Dar cine? Elefantul, nu? Nici măcar. Sigur, sunt ființe inteligente. Alta este. Între intrare și ieșire se interferează enorm de mulți neuroni intercalari. Este ca și cum să trece prin asta. Eu am fost în India, la Bombay, cu o diplomă. Și așram unde eram, era în periferia orașului. Acolo nu era o poștă. Și ca să vorbesc în România, era ianuarie, foloseam un telefon, care era pus într-un copac. E bine, dată fiind distanța între România și Bombay, auzeam din când în când ca și cum ceva se învârte. Trebuia să vorbim pe rând. Dacă vorbea în același timp, nu înțelegeai nimic pentru că sunetul se întâmplă. Atunci mi-am dat seama prima oară că există o viteză a lucrurilor și că la viteza noastră, asta ne înțelegem foarte bine, că nu se lovesc sunetele între ele, dar la viteza aia, la distanța aia de mii de kilometri, iată că da, trebuia să vorbim pe rând ca să ne înțelegem. Deci foarte multe lucruri le înțelegem din realitate. Adică am vrut să spun asta, că nu realizăm câte lucruri fantastice a putut să creeze creierul uman și că nu le înțelegem decât dacă, în clipa în care suntem puși în postura de a le folosi. Bun, hai să ne întoarcem să vorbim despre... N-am terminat cu subconștientul. Ce facem cu o dorință? Dar, apropo, subconștientul e parte din sinele nostru? E chiar sinele? E... Păi, spuneam că Jung, sau e materie externă? Spuneam că Jung consideră că sinele ține de subconștient, în timp ce sinele divin este la nivelul conștiinței. Dar există câteva reguli prin care noi putem să ne rezolvăm anumite lucruri. Mai întâi este intenția. Ca să faci ceva, asta e intenție. 2. Povesteam de voință. Folosind afirmațiile, sunt sănătos. Repetând, să zicem, o lună de zile, de 4-5 ori pe zi, câteva minute. Subconștientul preia și pur și simplu el dispune de posibilitatea de a traduce, de a materializa dorința noastră. Sunt date exemple de Marfi, care e primul despre chestia asta. O tânără era în jurul sărbătorilor de Crăciun, vede într-o vitrină o geantă superbă, frumoasă și gândește ce mult ar vrea să fie a mea. Dar ea a fusese la o conferință cu Marfi care spune, gândește-te mai mult. Ei, de Crăciun, prietenul ei i-a făcut cadou exact acea geantă pe care nu-i spusese, nu vorbise cu ea. Ce bine să vii pe la conferință. Doamne ajută la toată lumea. Dar vreau să spun și alte lucruri. Stați un pic, deci afirmații și repetiții, da? Afirmație, repetiție și. E obligatoriu să mulțumești, să recunoști. Dar această mulțumire este cea mai importantă. Nu mulțumesc că mă voi face bine, nu mulțumesc că voi obține o casă. Trebuie să imaginezi aproape ca un arhitect. Tot ceea ce îți propui, să-l vezi și să-l investești cu energia necesară și să mulțumesc ca și cum lucrurile s-ar fi împlinit. Ce se întâmplă? Mi-am pus întrebarea asta. Ce se întâmplă dacă spun doar că mulțumesc pentru că m-a ajuns, Doamne? Nu invoci energia care să mă trezeze acel lucru. Foarte interesant. Dar vreau să spun că lucrul ăsta l-a descoperit și psihologii și religia. Foarte interesant. Și m-am tot întrebat, dom'le, cum s-a făcut această conexiune? Deci și psihologii au sezizat că dacă tu mulțumești ca și cum lucrurile s-ar fi împlinit, dai, înzestrezi cu energie acea dorință și se poate împlini, ca și o casă. Am stat de vorbă odată cu multă lume care îmi povestea lucrul ăsta. Vezi, în Occident lucrurile astea sunt mai simplu de înțeles. Noi venim din ateism și pentru noi lucrurile astea par povești de a dormi copii. Ai, domnule, te-ai gândit la o casă și gata, îți vine o casă. Uite că există această posibilitate. Deci, plecăm de la realizarea unei dorințe, da? Intenție, voință, repetiție, mulțumire, recunoaștere. Asta se întâmplă și la imagine. Uite, imaginea de sine. Tot ce mi-a spus până acum, cu Newton, cu domnul cu electricitatea. Faraday. Așa. Iertați-mă. Am lipsit, da, cu fizica mai greu. Tot ce mi-a spus, oamenii ăștia cumva au vizualizat drumul lor. Absolut, absolut. Adică asta este vizualizarea. Pe asta am și spus, vizualizarea ca o universitate, că am spus. Înainte să construiești casa, trebuie să o vezi. Hai să mai spun un lucru care mie mi se pare extraordinar. Și cineva mă tot roagă să scriu. Tu știi că poți să-ți proiectezi un copil înainte de a-l concepe? Eu mă ridic și plec. Deci, atenție. Poți să fii inginer genetic al propriului tău copil. Lucrurile stau așa. Mai întâi, pionul principal e mama. Să se lase de alcool, să se lase de fumat și contează enorm de mult de conflict. Al doilea, cei doi parteneri trebuie să fie de acord ca ei să aibă un copil. Am văzut că deja și OMS-ul și oameni de știință în clipa de față gândesc același lucru care mie mi s-ar fi părut altfel o fantezie. 6-8 luni înainte, ei trebuie să-și pregătească viitoarea ființă și să-l vizualizeze. Poți să știi că, de pildă, cu 3-4 luni înainte, prin vise, să spune numele mamei, al copilului. Da, să zicem că mama îi spune că îl cheamă, pănașul îl cheamă Ion, dar îi se spune că trebuie să fie Alexandru. O să-l cheme Ion Alexandru. O să fie și. Deci, faptul că noi proiectăm acest copil, care devine o ființă în virtutea minții noastre, este, de fapt, noi creăm un câmp de forțe. Să ne înțelegem, noi venim din câmp de forțe. Conștiința este un câmp de forțe, dar nu este fizică. Nu este structură fizică. E un câmp de forțe. Totul este forță. Și dacă universul pleacă de la o conștiință non-fizică, asta înseamnă deci, că cel puțin în sensul ăsta, ex nihilo nihil, grecii nu aveau dreptate. Pentru că întrebarea este, de unde venim? De unde energie? Dacă spațiul și timpul și energia a apărut odată în momentul acestui Big Bang, să zicem, momentul ăla, de unde vine această energie? Eu spun următorul lucru. Noi nu uzăm decât de adevăruri parțiale. Adevărul absolut este dincolo de noi. Nu-l vom ști niciodată. Niciodată nu vom ști cum a fost creat universul. Admitem, după religie, ființa divină, putem să-i spunem orice altceva, n-are niciun fel de importanță. Decât dacă admiți că universul este infinit și că universul e inteligent. Și atunci vorbim de cicluri, de extensie și de contracție la infinit. Dar dacă asta s-ar întâmpla, atunci înseamnă că sensul unui ciclu care este apreciat la circa 103 miliarde, sensul acela prin care noi câștigăm foarte multă informație de civilizație, în momentul contracției s-ar pierde. Ei nu. Această informație pe care noi o obținem prin civilizație este preluată de celălalt univers. Cu alte cuvinte, opinia mea, acel ceva de dincolo de noi evoluează odată cu noi. Deci, universul evoluează odată cu ființa umană, cu civilizația umană. Și mie mi se pare că toate lucrurile astea au sens. Cineva spunea, nici noi nu putem să trăim fără Dumnezeu, dar nici Dumnezeu fără noi. Apropo de sens, ce spunea părintele Nicolae Steinhardt, de ce e însetat omul astăzi de iubire și de sens? Iubirea este forța de univers, Da, trebuie să spun asta lui Einstein, că mi se pare formidabil. Odată ieșind de la lecție, Einstein îl vede așa mai... Cine? Einstein. Ieșind de la un curs de lecție de fizică, un student îl vede și zice, domnule, la ce vă gândiți? Domnule, chestia asta este genială. Zice, mă gândesc la ce a fost în mintea lui Dumnezeu când a făcut lumea. Și asta mi s-a părut formidabilă. Mă întreb, a avut oare alternativă? Nu, e formidabil. Adică putea să ne facă mai perfecți, mai buni? Nimeni n-a pus întrebarea asta. Și pentru că am pronunțat cuvântul ăsta, iubire, Care e diferența? Ce-i stima de sine, ce-i iubirea de sine? Păi stima este aprecierea mea. Eu mă apreciez pe mine însumi. Iubirea nu vine de la noi. Dacă citești ce am scris eu din experiența morții clinice, dar nu pe mine, sunt mii de studii făcute pe domeniul ăsta și mai ales de către chirurgii în cardiologie care au avut aceste posibilități să studieze pacienților, vei vedea că ceea ce noi numim forță divină este iubire. Este o imensă iubire. Toți spun, când apare, deci se detașează de corp această imagine, să spunem, de energie și informație și se întâlnesc cu o ființă de lumină. Toți spun că sunt primiți cu asemenea copleșitoare iubire pe care niciodată pe pământ n-au primit-o. Toți am fost îndrăgostiți, mai ales în adolescență, e firesc. Dar iubirea de dincolo, astea sunt cele două mari precepte ale lui Iisus, iubirea și iertarea. Iubirea este o forță, iubirea nu este un cuvânt. Atâta vreme ne a bătut la cap că cuvântul este o emanație abstractă a unui substrat concret, material, creierul. Nu! Nu! Gândul este o forță care a generat universul. Este o forță care constituie mobilul tuturor lucrurilor. Iar iertarea, în termenii ăștia, înseamnă ștergerea de la nivelul ADN-ului, a substratului genetic, al informației patologice. Asta înseamnă iertarea. Am spus și cineva mi-a preluat ideea. Dacă vrei să te faci bine de o boală, împacă-te mai întâi cu vecinul care te-ai certat. Pentru că te întâlnești toată ziua cu el pe scară și mereu să-ți aduci aminte că nu știu ce s-a făcut vecinul și tu mereu ai să-ți torni o travă în celulele tale. Gândurile sunt celulele noastre. Gândurile circulă prin vasele noastre. Și ce spunea Marcus Aurelius? Marcus Aurelius spunea... Viața omului, da. Viața este ceea ce gândurile omului o fac să fie. Absolut. Era împărat filozoful. Dumneavoastră sunteți neurolog. Da, era împărat filozof și într-adevăr el spunea că să ne ocupăm de ceea ce numim suflet. De fapt, în opinia mea, unii spun că sufletul este sinele. Eu cred că sufletul este acea entitate care menține funcționalitatea întregului corp. Avem 66 de funcții la picat. Eu nu comand nimic, nici ritmul ei, nici, să spunem că cel mult respirator, dar toate funcțiile noastre vegetative au o altă instanță. Gândește-te că, am spus asta, noi avem mai multe celule decât stele în galaxie. De care celula are de la 2000 la 10.000 de reacții pe secundă, unii spun chiar 20.000. Înmulțește cu cifre exponențială numărul de stele și vei înțelege de ce noi putem să discutăm acum atât de coerent. În momentul când devii confuz, asta se întâmplă uneori după naștere, când sau o boală, etc. În clipa aia, această sincronizare de miliarde de miliarde de reacții pe secundă nu se mai face corect. Nu mai sunt sincronizate. Mintea noastră, ca să funcționăm în maniera asta, imaginați-vă ce miracol se întâmplă în noi, ce lucru formidabil se întâmplă în creierul ăsta, în inima noastră, în totul, în structura noastră. Eu am spus așa, că un om care a studiat cu amănunt, la nivel de amănunt, corpul uman, o ființă, niciodată n-ar mai fi ateu. Pentru că noi se petrec forțe care nu, noi le-am creat. Noi suntem doar beneficiarul lor. Respirăm, pentru că cineva a spus că avem nevoie de oxigen, etc., etc. Domnule profesor, când se transformă iubirea asta de sine în iubire de ego? Hai să vorbim un pic despre ceva la modă, despre cultul personalității. Păi, da, de-abia am ieșit din el. Mă rog, a mai trecut timp. Cultul personalității sau imaginea de sine este o imagine deformată pe care ți-o fac cei din jur. Ploconirea, aplicarea, ești cel mai inteligent, cel mai deștept. Nu doar singur îți crește ego-ul, ci mai degrabă cei din jurul tău. Păi sunt două situații. Ori o stare anatomică, fizică, să spunem, la superlativ, pe care omul o percepe și atunci Eu spuneam următorul lucru, și în politică în care am trăit acest cult al personalității, ca și existența noastră fizică, entitate fizică, contează foarte mult înțelepciunea. Eu disting foarte bine diferența dintre inteligență și înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă finalitatea pozitivă dată inteligenței. Inteligent poate să fie și un bandit, un criminal. Și vai și amar de victimă care nu-i la nivelul lui și nu își poate imagina câte trucuri și de câte tehnici poate să manifeste ăla, să dovedească pentru ca tu să-i ajungi victima lui. Deci este o mare diferență tot ceea ce face în sens de inteligență, dar dacă acel lucru are o finalitate pozitivă sau nu, asta înseamnă de înțelepciune. Ori, revin la ideea ta. Trebuie să fii foarte înțelept ca în jurul tău să se strânească atâta zgomot și tu să rămâi același om modest. Altfel, te înalți. Crezi că faci parte din stele, din cer, din cine vrei și că nimeni nu mai are voie să spune nimic. Asta se întâmplă în dictaturi. Dictaturile întotdeauna pui un cap în cap. Am scris acolo ceva. Pune pe un X oarecare rege și vei vedea tu cine e. Exact. Omul când ajunge în poziția... Bine, șef, nu neapărat rege. E greu să ajungi rege în ziua de astăzi. Dar pune-l șef. Pune șeful tău. Câteva zile și vei vedea ce fel de caracter, de caracter este. Dar știți că Aristotel vorbea că există două feluri de egoism. Există egoismul favorabil, bun și rău. Bun și rău, exact. Dar e destul de, i-aș spune, ego, nu chiar egoism. Egoismul ăla când practic tot ceea ce te interesează pe tine este material, lux și așa mai departe. Și egoismul favorabil, pe care îl considera virtute, al oamenilor însetați de frumusețe, frumos, de cunoaștere, adevăr. Și Platon l-avea asta. Virtuțile despre care vorbeau clasicii. Deci i-aș spune... Până unde e bun egoismul? Comentă imediat. Eu nu i-aș spune egoism, i-aș spune ego. Ok. Vezi, anticii cultivau foarte mult aceste virtuți. Frumosul, adevărul, dreptatea. Noi am uitat de ele. Dreptatea a trecut atât de mult timp încât aveam dreptul să uităm. Cred că erau vreo 14 virtuți. Când memoria noastră n-a mai reținut. Asta este egoul pus în seama, folosit în înțelegerea acestor virtuți, partea bună a lucrurilor. Egoul negativ este ăla în care tu nu vrei decât poftele tale, corpului, trupului, instinctele, etc. Acum, revin la ce am spus anterior. Noi greșim și facem abateri de la legi. Sunt 4 legi fundamentale pe care nu le-am făcut noi, pe care universul funcționează. Abaterea de la lege, asta este forța gravitației, este forța câmpului electromagnetic, forțele slabe și tari la nivelul nucleului atomic. Forțele slabe funcționează la nivel de chimie, forțele tari la nivel... Dar uite, apropo de asta, dar să nu uităm de unde am plecat. Există un calcul fantastic. De pildă, magnitudinea câmpului la hidrogen este 0,007. Sunt făcute asemenea calcule, încât dacă cifra aia, să spunem că în loc de 0,07 magnitudine ar fi fost mai mică, hidrogen nu exista, nu exista apă și nu existam noi în viață. Dacă era mai mare, nu mai era hidrogen, era un metal greu și iar nu, oxigen nu se făcea apă și iar nu eram noi. Deci, dar asta e un singur calcul. Colin Francis, în 2003, când s-a dus la Clinton și a spus că 2000 de oameni au lucrat la descifrarea codului genetic, i-a zis, domnule președinte, am descoperit mintea lui Dumnezeu, cartea lui Dumnezeu. A fost o mare iluzie că noi credeam că avem, pentru fiecare proteină avem o genă și că am avea circa 100.000 de gene, ca să vedem că de fapt avem vreo 40% comune cu banana, vreo 5% cu vaca. Dar un comentator foarte tânăr a zis următorul lucru. Cu toate astea, zice, Nu maimuța ne bagă pe noi în colivie, ci noi pe ea, și nu vaca ne mulge pe noi, ci noi pe vacă. Și nu bananele le mănâncă pe noi. Da. Iluzia, dezamăgirea a fost mare că noi credeam că suntem deasupra tuturor celorlalte. Iată că nu. Avem doar una dintre antropoidele care ne preced, doar o genă ne diferențiază. Sunt niște lucruri extraordinare care se întâmplă în noi. Da, și ce genă complicată. Aia se cheamă scrisoarea de la Dumnezeu. Dar asta este înlățuirea celor 4 baze, A, T, C, G, dar e altă discuție. Știți că Aristotel vorbea, apropo de egoism, că e până și egoismul ăsta deci nobil, care te face să ajuți pe celălalt. Uite, a fost întrebat Sfântul Pavel, Apostolul Pavel. Bine, zice, eu trebuie să ajut pe cineva. Până unde l-ajut? Îi dau tot ce am eu și las pe mine muitor de foame? Mă dezbrac eu complet, cum a făcut Vulcănescu, ca să salveze viața unui tânăr, și fac un bine? Nu. Trebuie să faci acel bine până la limita în care tu trebuie să subziști. Asta este extrem de important. Iată, deci, iubirea de sine. Absolut. Vreți să facem un exercițiu cu prietenii noștri? Mă rog. Ați vorbit despre afirmații. Lor sunt mult mai mulți decât noi, deci inteligența dânșilor, sigur, însumată, e mai deasupra noastră. Bine, pe dumneavoastră eu vă trag în jos. Hai să facem un exercițiu, că vorbeați despre afirmații, despre repetiții, despre lucruri care ne pot cultiva stima de sine. Hai să găsim o afirmație pe care să o spunem cu toții. Ascult cu mare dragoste și atenție tot ceea ce spune dumneavoastră acolo. Deci asta nu e... Și mulțumesc pentru asta. Sigur, credeți că așa e? E o afirmație. Dacă spune nu ascult cu atenție pentru că m-am gândit că acasă, nu știu dacă am închis sara gazul, etc., atunci lucrul ăsta nu era așa. Deci, eu sunt de acord că această tehnică de a pune întrebări. Am sezizat că în clipa când vorbești de capul al fine un discurs, omul pierde foarte multe din afirmațiile tale, pentru că se aduce aminte, o fi închisă la gaz, o fi încuiat ușa, o fi venit copilul de la școală, etc., etc. Dar când se pune întrebări, mai foarte atent, ce o să întrebe? Și atunci la toate acestea se răspunde. De aceea, tehnica asta e una bună. Deci cum facem? Ce trebuie să zicem? Ascult cu mult... Cu atenție și interes ceea ce se vorbește în această sală. Asta zice domnul Iohannis. Și mulțumesc. Și mulțumesc pentru asta. Așa, deci, hai să spunem cu toții. Ascult cu atenție și interes tot ce se vorbește în această sală. Mulțumim. Aplauze pentru profesorul Constantin Dulcan. Gata? 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 Domn profesor, acceptați câteva întrebări din public? Please. Rămâneți, vă rog frumos, pe loc. Stai jos. Mi-a venit o întrebare în timp ce mă ridicam, mi-a mai venit o întrebare. Mi-a spus că iubirea, de multe ori, că iubirea e cea mai mare forță din univers. Dacă iubirea e cea mai mare forță, cât din această forță e iubirea de sine? Cât e iubire din forța asta? Păi forța divină este evident, este cea care construiește univers, în timp ce forța mea, evident că e la limitele biologiei mele, mult mai limitată. Dar este foarte important, apropo de ce spui, nouă ni se recomandă să iubim pe ceilalți. Ce înseamnă? Eu am schimbat puțin termenul ăsta. Suntem în lumea modernă și când îi spui una să îl iubești pe aproapele tău, pot să fac o serie întreagă de conotații. Conotația nu e aia a erosului, nu e aia a dragostei pentru fizicul cuiva. Eu spun, acceptă-l pe celălalt. A nu accepta nasc forțe negative contrarii și ambii parteneri pur și simplu sunt dezavantajați prin crearea de forțe negative. Deci, totdeauna iubire, dacă nu ne place termenul de iubire, de fapt se numește, se spune agape, este iubirea cristică. Adică iubește-ți-l pe celălalt, respectă-l pe celălalt, acceptă-l pe celălalt. Această neacceptare, ce înseamnă războiul? Războiul înseamnă o ucidere din ordin. Sunt de acord că războiul de apărare e un rău necesar, apropo de gol. Războiul de apărare e un rău necesar, pentru că nu poți să stai cu mâinile în sân când altul te atacă. Și invers, este aberant ca în secolul 21, declarat secol al rațiunii, declarat secol al creierului, al studiilor creierului, noi să ucidem la ordin, să ne ucidem unii pe ceilalți. S-a spus că resursele noastre de alimentare sunt limitate. Nu! Noi, dacă am fi făcut agricultură la pământul pe care îl avem, se spune că am putea hrăni 80 de milioane de oameni și suntem, acum mai rămas câteva, vreo 14, cred, din câți au plecat dincolo. O statistică OMS. Avem unul din cele mai bune soluri pentru agricultură. Noi am fi putut să hrănim enorm de mult. Am fost de mai multe ori în Israel. Ei pe piatra aia au luat sol inclusiv de la noi. Și hrănesc cu legume aproape Europa. Deci, dacă noi am folosit înțelepciunea, n-am avea nevoie să ne ucidem unii pe ceilalți în ideea că noi nu avem suficiente resurse. Doi, păi civilizația evoluează atât de mult încât, în mod cert, vom găsi și mijloacele prin care noi să ne putem satisface nevoile biologice chiar la mulțimea pe care o avem. Este adevărat că pe la 1800 vorbeam de 1 miliard de oameni, 1820 de fapt, 1 miliard de oameni și mai târziu am ajuns la numărul de 7,5 miliarde de oameni. Dar nu sunt epuizate resursele. Gândiți-vă că Europa a fost teatrul tuturor războaielor și că aici s-au jucat s-a exersat foarte multe forțe negative. Dar sunt zone în lumea asta în care pământul este încă virgin. Și tehnica noastră, tehnicile de care dispunem și care sigur se vor inventa, în mod cert vor satisface toate acestea. Nu este nevoie să ne ucidem, sub nicio formă. Asta mie mi se pare o crimă. O crimă la ordin. Dați-vă seama cât scandal se face dacă moare un om în spital. Eu spun următorul lucru. Dacă un om moare în spital, prin ignoranța, prin neglijența unui medic, eu nu l-aș mai lăsa să funcționeze ca medic. Dar asta trebuie să fie făcută cu discernământ. Să facem această anchetă, să vedem că lucrurile stau așa sau nu. Nu, dacă e medic, ăștia toți, pare rău de cineva, dar n-are importanță și nu vreau să arunc cu pietre, dar toți medicii sunt nu știu cum. Poți să spui că toți medicii sunt criminali? Doamne ferește! Putem permite? Eu cred că cei mai mulți. Eu am auzit lucrul ăsta, dacă vreți să la telefon, la televizor, era la ora 18 seara, am dat telefon la colegiul meu și am spus, uitați-vă pe telefon. Crezi că a vrut și eu să uite? Nu. Domn profesor, haideți să luăm niște întrebări din sală. Câteva întrebări. Cine ar vrea să-i adreseze o întrebare profesorului dr. Constantin Dulcan? Mă deplasez eu. Sper că ți s-a părut interesant până acum. Rămâneți pe fotoliu, domn profesor. Bună seara din nou, domnule profesor. Spuneați mai devreme că venim cu o informație genetică în momentul în care ne naștem pentru a putea fi capabili să supraviețuim. Corect. Este un fel modern de a spune că venim dintr-o altă viață cu informațiile astea? Puteți să stați pe fotoliu, domn profesor. Să înțeleg că vă deranjează religia? Era doar o întrebare, domn profesor. Pe mine nu mă deranjează, e răspunsul meu. Cu cine vreți să mă cert? Ca și dumneavoastră am fost în India. Și eu. Dom'le, hai să spun altfel. Se spune că într-o singură viață... Se spune că într-o singură viață creierul nostru nu ar putea să magazineze toate informațiile de care avem nevoie de-a lungul unei vieți. Și că atunci am avea nevoie de mai multe vieți. Legea noastră nu admite. Dar asta s-a întâmplat când Justinian, căsătorit cu Teodora, pe care a luat-o dintr-un circ, deci nu-i convenea să-i spună că a avut mai multe vieți. De fapt, eu, personal, N-am niciun argument să spun că avem mai multe vieți. Dar în orice caz, din universul ăsta în care venim, sigur, venim așa cum am spus. Dumneavoastră trebuie să gândiți următorul lucru. Există un ceas fără un proiect? L-a gândit cineva? Păi, cine o fi ăla? Mulțumim pentru răspuns, mulțumim pentru întrebare. Răspunsuri scurte, întrebări scurte. Avem microfoane pe sală, așa. O să merg eu la tine. Cum te numești? Florii Grigoraș, domnul profesor mă știe, ne-am cunoscut în urmă cu 3 luni, am corespondat, am vorbit la telefon, da, și considerați că sunt aici în sală prin puterea gândului meu și prin dorința mea arzătoare de a vă cunoaște, plus că pe Niculina am cunoscut-o acum o săptămână, am descoperit-o și mi-am dorit atât de mult și acum este în fața mea. Și am aceeași culoare la unghii ca și culoarea costumului ei. Deci gândul devine realitate. Da. Deci gândul și puterea gândului meu m-a adus aici. Vot era demonstrandul, nu? Mulțumim. Deci nu era o întrebare, era o afirmație. Te de acord, doamna Niculina? Te rog, cum te numești? Bună seara, Octavian Mihailă mă numesc. Domnule profesor, ați făcut o afirmație interesantă mai devreme. Ați făcut o afirmație mai cu nuanță, să zicem. A spus așa, în Europa au fost multe războaie, da? Am ajuns din punct de vedere științific la acest moment să inventăm inteligența artificială. Nu credeți că am făcut deja prea mult? Răspuns scurt, domn profesor, că știu că vă place să vă întindeți. Da, noi le-am vrut din orgoliu. Orgolile noastre fac toate nefericirile lumii, le fac orgolile noastre. De aceea cineva, dar nu o să ne convină, ar vrea ca tot ceea ce e proprietate individuală să nu mai existe. Proprietatea individuală, să spune Rousseau, s-a născut așa. La început toate lucrurile au fost ale tuturor, oamenii munceau în comun, se ajutau și la un moment dat cineva a avut ideea să pună un țarc. Și a zis, aici e terenul meu. Și zice Rousseau, s-au găsit destui mulți proști să creadă. Dar credeți că există un sine global? Nu, vor să-l facă unii global, nu știu cum să spune. Parcă aveam alți termeni, scuze, în minte. Și totuși, de ce trăim într-o lume din ce în ce mai individualistă? Există un informatician, Jean Fourastier, care a scris o carte despre informatică și a zis următorul lucru. Deducând după picturile rupestre, deci cele care sunt găsite în peșteri, omul de atunci și până acum, sunt cel puțin 30.000 de ani, om a fost întotdeauna același. Adică totdeauna am fost același, și cu dorinți, și cu egoisme, și cu atitudini mai blânde, mai acceptabile pentru semeni. În consecință, de ce ne mirăm că am avut atâtea războaie? Da, dar războaiele nu le facem noi, dumneavoastră sau eu. Le fac unii care ajung acolo, pe care noi îi punem în fruntea noastră să ne conducă. Asta dacă noi ne hotărâm soarta. Dacă ne hotărăsc alții, atunci nu mai are niciun sens să discutăm despre lucrurile astea. Suntem mici și, cum s-a spus, doar ca vecinătate, doar Marea Neagră n-a fost prietenă. Următoarea întrebare. Te rog, bine ai venit. Să știți că domnișoara Lia are cartea dumneavoastră în mână, domn profesor. Dacă vă ajută pentru ego. Sunt aici în spate, domn profesor. Aici sunt. Da, e lumina asta. Știu că vă uitați la anemona, dar sunt aici în spate. Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici lângă dumneavoastră. Am o întrebare. Am citit din cartea dumneavoastră că spuneați așa, recomandați că este necesar sau ar fi recomandabil ca schimbarea în viață să fie făcută cât mai devreme, adică cât mai tânăr, adică din adolescență. Vă spun și afirmația din toate cărțile. Vă mulțumesc și întrebarea este, dacă îmi permiteți, cum ajutați sau cum puteți vorbi sau să vorbim pe limba adolescenților? Pentru că dacă ne uităm aici în sală, majoritatea, noi suntem de 30 de ani plus. Cum facem să vorbim și pe limba adolescenților? Adică cum să-i convingi pe adolescenți, spuneți dumneavoastră? Da. Păi, cred că rostul acestor discuții care le avem noi este tocmai ăsta. Să învățăm, avem nevoie să cunoaștem, a ști. Nu, a fi înseamnă două lucruri. Și artă și știință. Dacă știm că anumite lucruri nu ne fac bine, ne îmbolnăvesc, etc., vom evita. Dacă nu, nu. Dar pe unii ego-ul îi depășește. Observația mea este că sunt copii care își însușesc ceea ce spun părinții, educația părinților, și sunt copii pe care oricât ai vrea să-i bați la cap, el nu însușește decât informația străzii. Ca medic mi-au venit foarte mulți la consultații, fete care mai veneau acasă, etc., etc., și mă întreba ce să facă. Normal, nu scrie nicio carte. Te gândești la nivelul de bun simț. Și am zis, doamnă, cum vă împăcați cu fiica dumneavoastră? Nu mă împac. Dar tatăl. Uite, începeți până a face cadouri, dar nu urmează. Tatăl. Să o câștige. Și în clipa când a câștigat, o sufletește, atunci să-i spună, uite de ce lucrul ăsta nu vreau să-l faci, uite ce ți se poate întâmpla, uite ce consecințe avea. Hai să ne gândim că adolescenții nu au experiența noastră, categoric. Nu-i putem acuza de toate rele, pentru că n-au avut când să învețe. Noi învățăm asta de-abia după 30-40 de ani, când spunem că suntem adulți, dar la vârsta lor. Ei sunt mai mult la nivel de afect decât de rațiune, de discernământ. Și sigur că poți să-i câștige părinții de partea lor sau poți să-i câștige strada. Există aceste riscuri. Acum, dumneavoastră știți de unde vine informația, cum vine, cum se traduce, cum se exprimă prin toate mijloacele din media, încât nu mai e nevoie să vi-o spun eu. Și evident că asta influențează enorm de mult. Vă mulțumesc mult de tot, domnule profesor.